Ne aflăm din nou în Ioan, e timpul să ne reluăm călătoria, o călătorie care nu este așa de lungă cât pare, doar că tot o întrerupem. Și ne aflăm în capitolul 18, dacă rețineți, ultima dată când am fost în Evanghelia după Ioan, în capitolul 18, am avut acel episod în care Domnul Iisus este prins. Acel incident în care îl caută, el se identifică și le spune că el este, eu sunt, și o brigadă întreagă de soldați cade la pământ, Hristos arătându-și puterea și în același timp dovedind faptul că el nu este arestat prin puterea lor, ci pur și simplu pentru că el vrea lucrul acesta. Toate lucrurile, și vom vedea în continuare, vom vedea faptul că toate lucrurile se întâmplă pentru că așa le-a hotărât Dumnezeu și Hristos le face de bunăvoie. El nu este o victimă, el nu este cineva care a scăpat lucrurile de sub control, ci este în deplin control asupra tuturor lucrurilor. Și aici, în secvența aceasta în care ne aflăm, în care este așa zisă judecata sau este procesul de judecata Domnului Iisus Hristos. De fapt, sunt mai multe procese sau mai multe instanțe în fața căruia Domnul Iisus Hristos este adus. Avem în total 6 instanțe de judecată sau 6 mici procese de judecată care se culminează într-un verdict final și verdictul final, știm, este de răstignire. Aceste 6 instanțe sau 6 mici procese, să zicem așa, care toate se întâmplă într-o singură noapte. Da? Ca să înțelegeți cumva cât de urgentă era problema aceasta de rezolvat pentru preoții iudei. Vroiau să o rezolve în acea seară. Da? Și vă pot confirma din experiență, când oamenilor răi li se urcă la cap că trebuie să execute, îi vor să o facă instant. Să nu fie timp să se pocăiască de decizia lor. Și ei au vrut în seara aceea să rezolve problema și vom vedea unele dintre motivații ca să înțelegem cumva ce putea să treacă și ce fel de oameni erau aceștia care se considerau foarte religioși și foarte sfinți, dar vroiau să rezolve problema în acea seară pentru că urma Paștele. Și nu vroiau ca să trebuiască să rezolve această problemă de a-L judeca și a-L condamna pe Domnul Iisus Hristos în Paște. O să vedeți la un moment dat, și dacă ați ascultat cu atenție, că ajung la Pilat și nu vor ca să intre în sala de judecată, nu vor ca să intre în acea curte pentru că nu vor să devină necurați pentru că trebuiau ca să sărbătorească Paștele. Deci ei condamnau un om pe nedrept, aduc oameni să depună mărturie, să depună mărturie falsă, fac aceste procese în mijlocul nopții, dar nu vor să devină ceremonial vorbind necurat pentru că trebuie să meargă la templu pentru Paște. Aceste procese, aceste judecăți se împart în două categorii. În această dimineață vom survola doar asupra acestui pasaj și în mesajele care urmează vom intra în detaliu pentru că sunt foarte multe detalii și foarte multe perspective. Avem perspectiva lui Petru, aici avem cele 3 lepădări, avem perspectiva Domnului Iisus Hristos, avem perspectiva preoților și a poporului și din fiecare perspectivă, dacă ne uităm, avem perspectiva lui Pilat și lui Irod. Din fiecare perspectivă, dacă ne uităm, sunt diverse detalii, diverse lucruri care le putem lua și care sunt benefice, dar în această dimineață vrem doar ca să survolăm asupra acestui text și să vedem cumva evenimentele care se petrec, care sunt împărțite în aceste 6 instanțe de judecată și apoi se culminează prin acest verdict și apoi vom intra în mesajele care urmează în mai multe detalii. Cele 6 instanțe de judecată pot fi împărțite în 2. Avem 3 instanțe de judecată religioase care țin de o judecată spirituală, de o judecată duhovnicească, ar spune cei care țin această judecată și această judecată se petrece în fața preoților și în fața soborului. Și vom vedea
imediat că cele trei judecăți spirituale sau religioase sunt în fața lui Ana, în fața lui Caiafa și apoi în mod oficial în fața întregului sobor. Da? Cunoașteți expresia de a fi purtat de la Ana la Caiafa. Da? Cum distanța nu era chiar așa de mare și de aceea s-au putut și petrece toate lucrurile acestea într-o singură seară, pentru că Ana și Caiafa, mai mult ca probabil, trăiau în case care împărtășeau o curte. Deci a fi trecut de la Ana la Caiafa, e cum ai avea o casă care are o curte comună, o curte mai mare probabil, ei fiind oameni importanți, și de aceea a fost foarte ușor ca să se petreacă toate lucrurile acestea într-un timp foarte, foarte scurt. Prima instanță este judecata înaintea lui Ana. Și lucrul acesta este descris de la versetul 18, de la capitolul 18, versetul 13, până la versetul 23. Ana a fost marele preot în Israel din anul 6 până în anul 15. A avut 5 fii. Jinerele său, Caiafa, este marele preot în acea perioadă în care ne aflăm acum, deci Ana nu mai este marele preot, și nepotul său urmează să fie marele preot după Caiafa. Deci avem de a face cu o familie de preoți, cu oameni care sunt pol de putere în această societate, da? De aceea nu ne mirăm și nu este nicio contrazicere în Scriptură, cum spun unii, că ar fi o problemă că Ana este numit marele preot de trei ori. De exemplu, în Luca 3 cu 2, în Ioan 18 cu 19 și chiar și în Faptele Apostolilor, chiar dacă Caiafa era marele preot în acea vreme, pentru că este vorba de cineva care era anterior marele preot, și deseori se adresau oamenii cu această titulatură, chiar dacă nu mai era în mod activ. Și lucrul acesta îl înțelegem. Da? Dacă cineva a fost păstorul unei biserici și apoi nu mai este păstor, poate chiar nici nu mai slujește ca și păstor, totuși lumea se adresează ca și fratele păstor sau cum mai folosim noi porecla, părinte, da? El nu mai e părinte, el poate e nicăieri, dar lumea totuși zice părinte, da? De ce? Pentru că avem obiceiul acesta ca anumite titulaturi să fie păstrate. De exemplu, în Statele Unite, odată ce ai fost președintele Americii, chiar după ce ți-ai încheiat mandatul, rămâi președinte în titulatură pe viață. Și dacă urmăriți vreodată un interviu cu foștii președinți, cu George Bush sau cu altcineva, întotdeauna spune domnule președinte, chiar dacă el nu mai este președinte. Este o onoare care se dă celui care a avut acea responsabilitate pe viață. Onoarea acelei titulaturi. Da? Scopul acestei judecăți înainte lui Ana, și este interesant că nu se duc direct la marele preot care era în funcție în acel moment, scopul probabil a fost un fel de judecată preliminară. Înainte ca să meargă înaintea marelui preot, au vrut ca să aibă o judecată preliminară. Probabil că vroiau să strângă dovezi și vedem că sunt invitați tot felul de martori mincinoși. Vroiau să strângă dovezi împotriva lui Isus înainte ca să convoace soborul, înainte ca să convoace o curte de judecată oficială, cu reprezentanți oficial care să dea o sentință oficială. Ei au vrut ca să se asigure că toate lucrurile vor fi puse cap la cap, că martorii își cunosc mărturiile, că toată lumea știe rolurile care trebuie făcute și când ajungem la judecata finală, când ajungem așa în ședința de comitet, să știm ce facem. Da? Avem ședințele înainte de ședință, ca atunci când ajungem în ședință, toată lumea să știe care este rolul. Și asta se întâmplă. Ei se întâlnesc prima dată la Ana, aveam această mică judecată în care ei strâng dovezi false, practic condamnarea este hotărâtă deja, și apoi vor parcurge toți pașii până la o condamnare formală. Da? Toată întâlnirea a fost doar o farsă, era o înțelegere deja care va fi verdictul. Verdictul era hotărât. Orice ar fi spus Domnul Iisus Hristos și orice ar fi spus alți martori, verdictul era hotărât. Martorii erau deja hotărâți să fie cei mincinoși. Da?
Este la această judecată unde avem și prima lepădare a lui Petru. Da? Simon Petru mergea după Iisus, tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară, la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și l-a băgat și pe Petru înăuntru. Atunci, slujnica, portărița, a zis lui Petru, nu cumva ieși tu, unul din ucenicii omului acestuia? Ce provocare, da? O slugă care stătea la poartă îl provoacă și el rapid spune, nu sunt. Nu sunt, capitulează rapid, nu sunt, lasă-mă în pace, a răspuns el. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Da? Petru este afară în frig, este afară în frig și în timpul acesta Hristos este sub focul judecății preoților și el se încălzește la focul de afară. Petru se încălzește la focul de afară împreună cu aprozii care erau acolo. Apoi, după ce această judecată se concluzionează, dar ea neavând nicio autoritate, fiind informală de fapt, mergem la cea de-a doua judecată. Și aceasta este într-un fel informală, în sensul că nu este judecata formală a soborului, da? Dar totuși aici este prezent și Caiafa, și sunt prezenți și alți preoți și practic soborul este prezent, dar nu este prezent într-o calitate oficială. Da? Ana, de la versetul 24 la 27. Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei au zis, nu cumva ești tu unul din ucenicii lui? Acum din nou avem lepădările lui Petru. El s-a lepădat și a zis, nu sunt. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis, nu, te-am văzut eu cu el în grădină. Petru s-a lepădat din nou și îndată a cântat cocoșul. Ioan nu ne spune foarte mult, nu înregistrează foarte mult, foarte multe detalii din ceea ce s-a întâmplat la această judecată înaintea lui Caiafa. Dar dacă ne uităm în alte relatări, de exemplu Matei 26, și în Marcu 14 avem mult mai multe detalii despre această instanță de judecată. Dacă mergeți în Matei 26, evanghelistul Matei înregistrează multe detalii despre ceea ce se petrece aici. De la versetul 5-7. Cei ce l-au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. O sintagmă care deseori este folosită să vorbească despre Sinedriu, despre sobor, despre curtea oficială de conducere a poporului Israel. Deci curtea aceasta, conducerea aceasta era acolo, da, era acolo, dar încă nu într-o capacitate oficială. Petru l-a urmat pe departe până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul, da, deci din nou ni se confirmă că ei sunt prezenți, căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Deci scopul, ținta acestei instanțe este clar. Nu-i vorba de niște judecători imparțiali, nu-i vorba de niște oameni care vor să facă dreptate, ei au un scop țintă, vor să-l execute pe Iisus și caută martori mincinoși. Lucrul acesta n-ar trebui să ne surprindă, pentru că citind Evanghelie vedem că ei au mai încercat în trecut ca să-l caute și să-l omoare pe Iisus, dar nu li s-a permis ca să pună mâna pe el. Versetul 60. Dar n-au găsit niciuna, nicio mărturie care să poată să-l condamne, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă, totuși, au venit doi și au spus... Acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Cum a mărturit, aceasta este parțial falsă. Este scoasă din context,
da, este scoasă din context pentru că știm despre ce vorbea Domnul Iisus Hristos, știm că vorbea despre templul trupului său, știm că se referea la el ca și templu care va fi distrus și va fi rezidit, dar dacă scoți din context ceva și o aduci într-o asemenea discuție, poți să-l pictezi pe oricine drept nebun, da? Poți să spui despre oricine. A zis cândva odată fratele Mihai și scoți o frază din context și automat, dacă asta este tot ce se aude, poți să spui, da, este vinovat omul. Cum să spună așa ceva? Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, nu răspunzi nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Și marele preot a luat cuvântul și i-a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, a hulit, a comis blasfemie. Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând, Hristoase, prorocește-ne cine te-a lovit. Și este aici, am văzut, în acest context, în timp ce Domnul Iisus Hristos este judecat, este condamnat, este scuipat, este bătut, este aici, în contextul acesta, în același timp, Petru se leapădă pentru a doua și a treia oară de Hristos. Acum ne aflăm undeva aproximativ, probabil spre 4 dimineața, deci noaptea continuă să se deruleze și după ce această întâlnire informală este gata, vedem cea de-a treia judecată care este înaintea soborului, acum în mod oficial. Se convoacă o ședință oficială și avem această ședință înregistrată pentru noi în Matei 27, în Marcu 15 și în Luca 22 avem înregistrate detalii despre această ședință. De exemplu, în Matei 27:1 ni se spune că când s-a făcut ziua, toți preoți cei mai de seamă și bătrânii rodului au ținut un sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Acum asta este un alt sfat a soborului, a preoților și a învățătorilor, nu cel din noapte, ci când s-a făcut ziua. Da? Când s-a făcut ziua. În Marcu 15:1 ni se spune din nou, dimineața, deci acum dacă citiți, deci să vă deprindeți și știu că v-ați deprins, dacă citiți mai multe reculegeri a unui eveniment din Sfânta Scriptură și să sublinează același detaliu, trebuie să vă întrebați de ce? De ce? Putea fiecare autor să spună pur și simplu, s-au întâlnit toți preoți. De ce menționează că a fost dimineață? De ce menționează că atunci când s-a făcut ziua? Dimineața preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii. Păi dar tocmai a fost făcută un sfat, seara, ce se întâmplă aici? Cu bătrânii cărturarii și cu tot soborul, după ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. În Luca 22, de la 66, versetul 66, ni se spune din nou, când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Ei i-au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Acum rețineți, tocmai au avut discuția asta. Da? Deci acum cumva se pare că se repetă, dar este o altă întâlnire. Una a fost noaptea, alta este ziua. Dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el i-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci i-au zis, ce nevoie mai avem de mărturii? Deci parcă să reia tot episodul care s-a întâmplat în timpul nopții, dar acum la lumina zilei. Noi înșine am auzit-o din gura lui. Care este scopul? Deci avem un tribunal care se organizează neoficial în mijlocul nopții, și apoi o altă instanță care se organizează ziua. Scopul este de a da un verdict,
oficial. Celelalte întâlniri erau neoficiale, informale, ca atare, hotărârea la care s-a ajuns nu era corectă, nu era una care ar fi rămas în picioare. S-a ținut ziua și s-a ținut ca să fie la ziua, pentru că legea lor nu le permitea să dea o sentință de moarte în timpul nopții. Ca atare, l-au judecat odată, l-au mai judecat odată și apoi când a venit ziua, în mod oficial, după ce oricum sentința a fost dată, după ce oricum de la început ei erau hotărâți ce au să facă cu el, s-au întâlnit în mod oficial ca să păstreze litera legii și au ținut o șaradă de ședința soborului în care au re-spus toate lucrurile care s-au spus, în care Hristos nu și-a schimbat în niciun fel mărturia și au dat sentința oficială. În acest moment, odată ce sentința oficială este dată, încep cele trei instanțe de judecată, așa spuse, civile. Da? Ei au dat verdictul lor, dar verdictul lor, într-un fel, este fără putere, pentru că ei nu pot ca să-L execute pe Hristos, nu legal cel puțin în Imperiul Roman, și au nevoie de acordul Imperiului Roman ca să execute această sentință. Ceea ce urmează este că el iau pe Domnul Iisus și se duc la Pilat și cer lui Pilat ca să execute sentința lor, practic. Ei vor să meargă la Pilat, care să nu vă închipuiți că Pilat și cu conducerea evreilor erau prieteni. Da? Nu, Pilat îi detesta pe evrei. Deci cumva cerința aceasta a lor era una destul de mare. Noi am luat o hotărâre, tu trebuie să-l execuți acum. Da? Era una destul de mare. Și vedem că urmează trei instanțe de judecată civile. Două dintre ele în fața lui Pilat și una dintre ele în fața lui Irod. Da? Dacă la judecata religioasă, la judecățile religioase care le-am văzut, acuzația a fost una de hulă, de blasfemie, acum, la prima instanță de judecată, când este adus înaintea lui Pilat, nu mai este acuzat de aceasta. Nu spune, noi vrem ca să-l execuți pentru că a comis blasfemie. Atunci Pilat sigur s-ar fi retras total. Ce vin cu o altă acuzație. Transformă, da? Pe drumul de la întâlnirea soborului și până la ușa lui Pilat, acuzația nu mai este că este unul care hulește, care are o teologie eronată. Acuzația este că este un răufăcător, unul care cauzează răscoală. Este un tâlhar, este un pericol, vom vedea că ei detaliază la un moment dat, este un pericol, îi spun lui Pilat, pentru Imperiul Roman. Este unul care incită la răscoală, ca atare trebuie executat. Acum, unde în cele trei judecăți în mijlocul nopții și chiar și cea de dimineață oficială, s-a discutat despre faptul că el este unul care incită împotriva cezarului? Nicăieri. Nu interesau pe iudei faptul că Hristos ar incita împotriva cezarului, dar n-a făcut-o. Nu interesa. Ba mai mult, poate ar fi fost mai popular cu mai mulți evrei dacă ar fi incitat. Pentru că evreii care erau subjugați de romani, îi detestau pe romani. Și totuși, acuzația este că este un răufăcător, unul care incită împotriva statului. Evreii au putut să dea verdictul și sentința de moarte, dar cum ziceam, nu puteau să execute fără aprobarea romanilor. Acum noi știm, dacă am citit cu atenție Sfintele Scripturi, știm că ei au mai executat fără aprobarea romanilor. Știm că mai aveau obiceiul acestea când considerau pe cineva vrednic de moarte să-l omoară fără ca să mai fie vreo judecată romană sau vreo prezență romană. Ne uităm chiar la incidentele, de exemplu, cu primii creștini în Faptele Apostolilor, când ei ridică pietri și omoară pentru vestirea Evangheliei. Unde a fost judecata? Unde au fost verdictele? Unde a fost Pilat? Unde au fost soldații romani? Nicăieri, da? Pur și simplu au luat justiția mâinilor și au făcut-o. Ar fi putut să facă același lucru și cu Domnul Iisus Hristos, dar că riscul asumat ar fi fost prea mare. Și au vrut ca să aibă acoperire
nu doar legală, dar și politică, încât după ce s-a făcut șarada aceasta de judecată în mijlocul nopții, să fie rapid executat și dacă cineva comentează ceva să zică l-am judecat noi, l-a judecat Imperiul Roman, ei l-au executat, am terminat cu capitolul Iisus Hristos. Probabil dacă l-ar fi omorât ei pur și simplu, se temeau de prea multă răscoală împotriva lor din partea iudeilor. De altfel, noi știm că motivul real pentru care ei au acționat așa, deși n-a fost motivația lor, a fost să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, care deja vestea dinainte prin ce fel de moarte trebuia să moară Hristos. Și Hristos a spus prin ce fel de moarte, că va trebui să fie ridicat ca șarpele în pustie, trebuia să fie crucificat înaintea poporului și lumea să privească la Hristosul ridicat. Pentru aceasta trebuia să moară în acest fel, crucificat. Ei se duc la Pilat pentru o acoperire politică. Dumnezeu călăuzește lucrurile în așa fel, încât prin rea intenția lor, de la cap la coadă, să se împlinească exact planul lui, exact planul lui Dumnezeu. Atunci Pilat le-a zis, versetul 31, atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Și ei spun, nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudei. Asta este o minciună pe toate fronturile, da? Noi știm că legea iudeilor, da? Știm că legea iudeilor permitea, ba mai mult cerea, pentru anumite încălcări ale legii, moartea, da? Deci, pe partea asta este o minciună. Ce vor ei ca să spună, de fapt, este că nu sunt îngăduiți în Imperiul Roman ca să facă lucrul acesta. Și totuși, ei vor lucrul acesta înfăptuit. Ei îl vor pe Hristos omorât. Pilat acum se află într-o stare de conflict interior, da? Și vom vedea lucrul acesta și în mesajele care urmează. Vom vedea că Pilat este într-un conflict intern, se zbate cu această problemă. Pe de o parte, parcă ar vrea să facă ce este drept. Este bântuit cumva de ideea aceasta de a face ceva nedrept doar pentru că este bine politic sau doar pentru că oamenii acestea s-au răscolit împotriva lui Iisus și este evident că dacă nu le face pe plac, executându-l, se vor răscoli împotriva lui. Și este cumva într-un conflict interior, într-o zbatere. Nu este drept și vom vedea că din nou și din nou spune, nu găsesc nicio vină. Este nevinovat și vom vedea că din nou și din nou încearcă să se retragă din acest proces. Să se spele pe mâini și figurativ și literal din acest proces. Da? Pe de o parte, vrea să facă ce este drept. În același timp, Pilat nu este în niciun fel un simpatizant al iudeilor și clar că ar vrea să stopeze aceste demersuri. Simplu fapt să le facă lor pe plac este neplăcut lui, da? Este un act de slăbiciune ca să facă ce vor acești preoți, când el consideră că nu este corect. Îl pune într-o postură de slăbiciune înaintea poporului. Pe de altă parte, trebuie să gândească la optica înaintea împăratului. O răscoală din partea preoților care ar incita pe popor la răscoală n-ar fi binevenită din partea Imperiului. Și Pilat încearcă să rezolve această problemă și acest conflict interior și este foarte greu. Pe de o parte vede că Hristos nu este vinovat, pe de altă parte vede că ar trebui ca să le libereze, apoi se gândește la consecințele care le-ar suferi el dacă ar face acest lucru și se zbate, este un proces de zbatere internă. Imediat vedem că primul instinct este să încerce să iasă din acest caz, din această capcană. Și vedem ce face. Am văzut, atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Acum ei deja l-au judecat. De aceea au venit la Pilat. Da? Cu siguranță asta a fost primul lucru care le-a spus la Pilat. Pilat, noi am avut o întâlnire a soborului. Este judecat. Am venit la tine, am venit la statul roman ca să aplici sentința care noi nu o putem aplica. Și Pilat spune, nu, eu nu vreau să am de-a face cu asta. Luați-l voi și judecați-l. Probabil că se gândea
că dacă ei n-au fost în stare ca să-l omoare și au venit la el ca să execute această sentință, dacă îl poate împinge înapoi în curtea lor, chiar dacă va fi judecat, nu va suferi moartea, pentru că le va fi frică să aplice această sentință. Iudeii ripostează și încep și apasă butoanele lui Pilat, da? Știind că nu va putea ignora asemenea acuzații împotriva Domnului Iisus Hristos. Povestea începe și se înflorește, da? Nu mai este doar un răufăcător, nu mai este doar unul care incită la răscoală. Ascultați, în Luca 23:2, ni se spune acum alte acuzații care se aduc la adresa lui Hristos. Și au început să-l părască și să zică: pe omul acesta l-am găsit atâțând, da? Atâțând neamul nostru la răscoală. Pe Hristos, care spune dați cezarului ce este a cezarului? Pe Hristos, care spune dacă te roagă să mergi o milă, să te duci două? Pe acesta l-ați găsit că incită la răscoală? Ascultați, oprind a plăti bir cezarului. Incredibil. Și zicând că el este Hristosul împăratul. Două lucruri false, da? Și a treia, adevărată, dar într-un fel falsă. Pentru că în lumina în care se pune, ei înțeleg ce va înțelege Pilat de aici, da? Nu că este Hristosul, Mântuitorul, împăratul veșnic, spiritual, duhovnicesc, ci împăratul care vrea să-l înlocuiască pe Cezar. Împăratul care vrea ca să-l înlocuiască pe el. Da? Trei acuze care romanii le luau foarte, foarte în serios. Foarte bine gândite aceste acuze. Romanii te lăsau în pace cât timp păstrai pacea, nu incitai la răscoală împotriva Imperiului, cât timp îți plăteai taxele și cât timp respectai, venerai pe Cezarul. Puteai să crezi orice. Puteai să crezi că ești oricine, Hercule dacă vroiai, da? Oricine, nu conta. Cât timp nu incitai la răscoală, cât timp îți plăteai birul și cât timp respectai, venerai pe Cezarul, trăiai în Pax Romana, în pacea romană. Ei te lăsau în pace. Când atentai la acești trei piloni, la oricare dintre acești trei piloni a societății lor, deveneai un pericol pentru această societate. Și preoții au știut lucrul acesta. Și au venit cu acuze la adresa lui Hristos, care vor răscoli, care vor tulbura pe Pilat, pentru că Pilat se gândea automat, ce va zice Cezarul? Dacă aude că un om acuzat de răscoală, de a împiedica plata taxelor și că atentează la tronul Cezarului, a fost lăsat de mine fără să fie pedepsit. Practic, într-un fel, preoții au zis, dacă nu faci asta, noi zvonurile astea o să scoatem despre tine, că tu ești un fel de guvernator care lasă un asemenea om liber. Asta vom spune noi Cezarului. Asta va fi mesajul care noi îl vom transmite și atunci să vedem ce vei face Pilat când vine Cezarul ca să te judece pe tine. Din acest moment, Pilat nu mai are ce să facă și trebuie să începe să judece cazul. Nu mai poate să iasă din această capcană. Priviți la versetul 33. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrurile acestea sau ți le-au spus alții despre mine? Într-un fel, Hristos spune, tu gândești pentru tine sau ești doar un papagal, ești manipulat? Îl atinge exact unde îl doare, da? Exact ce se întâmplase. El ascultase acuzațiile acestea fabricate, bine gândite psihologic ca să-l manipuleze, s-a lăsat manipulat pentru că i-a fost frică și acum Hristos îi spune, tu spui asta sau cineva te manipulează să spui asta, da? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Altfel spus, n-ai fi aici dacă n-ai făcut ceva. Poate nu-i ce au spus ei, dar ceva ai făcut, da? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Observați două lucruri care le spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune, dacă aș fi împărat,
ca și împărații lumii acestea și împărăția mea ar fi aici, pe pământ, atunci slujitorii mei, adepții mei ar fi ridicat sabia și ar fi luptat ca să nu ajungă aici. În schimb, ce s-a întâmplat când se ridică sabia să-l apere pe Hristos? Hristos spune să pună sabia la o parte și vindecă pe cel care este rănit, este rănit prin sabie. Dar observați ce spune Hristos. Acum împărăția mea nu este de aici, dar va fi. Acum împărăția mea, acum nu sunt un pericol pentru Imperiul Roman, dar vine o zi în care orice imperiu va fi șters de pe fața pământului și va rămâne un singur împărat și va rămâne un singur domnitor. Acum nu este nicio problemă. Împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești. Deci el înțelege, da, se consideră împărat. Un alt fel de împărat are o împărăție care nu este pământească, dar este împărat, se consideră împărat. Domnul Iisus Hristos spune, da, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Ironic parcă. Ce este adevărul? Care este concluzia după această interogare, a cărui detalii cu siguranță sunt doar sumarizate? Care este concluzia ei? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nici o vină în el. Acum, ce ar fi fost normal după ce guvernatorul acesta a judecat acest caz, să se întâmple dacă verdictul este, eu nu găsesc nici o vină în el. Normal ar fi fost ca el să fie eliberat din acel moment, nu? L-am judecat, l-am testat, am testat acuzațiile, nu-l găsesc vinovat ca atare, ești liber. Nu așa se întâmplă într-un tribunal. Dar în loc să fie eliberat, vedem că este trimis înaintea lui Irod. Cum se întâmplă acest lucru? Pe de parte, deși îl găsește nevinovat Pilat, Pilat știe că nu-l poate elibera. Pe de altă parte, preoții și poporul insistă în continuare înaintea lui Pilat, chiar după verdictul lui. Într-un fel, adică nu într-un fel, este clar un act de neascultare. Și ne arată cât de mult au vrut preoții aceștia ca Domnul Iisus să fie omorât. Să înțelegem, Imperiul Roman nu tolera asemenea neascultări. În mod normal, o neascultare împotriva unui guvernator ar fi fost întâmpinată cu sabia direct. Am zis un lucru, cine vă credeți? Și repede, trupele de forță ar fi intrat și ar fi făcut curățenie. Nu se întâmplă asta. Preoții și poporul insistă după ce se dă verdictul. Ei nu țin la justiție, ei nu interesează ce-i drept, ce-i nedrept. Nu interesează ce spune Pilat. Ei vor ca Iisus să fie omorât. Pilat a zis preoților celor mai de seamă, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau, Luca 23, 4 cu 5, da? V-am spus că vom culege și din alte evanghelii să completăm. Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta, dar ei stăruiau și mai mult și ziceau. Deci erau mai activi, mai mult vociferau după ce s-a dat verdictul. Întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început și până aici. Pilat, acum fiind un animal politic, foarte isteț, îi se pare că găsește o soluție ca să scape din acest caz. Vom vedea că este doar o soluție temporară. Când a auzit, tot în Luca 23, suntem de la versetul 6, când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, a zis, e o problemă de jurisdicție aici. Nu trebuia ca să vii cu cazul la Zalău, trebuia să te duci la Jibou. Dar eu am pățit asta. Mi s-a luat permisul în trafic pentru că am fost acuzat că am depășit o linie continuă. Da? Am depășit-o că am fost nevoit să depășesc. Și eu m-am dus la Zalău. Și când am ajuns în Zalău cu toate actele mele, mi s-a spus, nu,
Pentru că satul în care s-a întâmplat și poliția care te-a oprit, asta este de competența jiboului. Du-te la jibou. Și ce se gândește Pilat? E din Galileea. Ok, îl mut în acea jurisdicție. Îl trimit la Irod să se descurce cu el. Pentru că este în Galileea. Când a auzit Pilat de Galileea și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Ce coincidență! Că se afla în Ierusalim, nu? În zilele acelea. Și în felul acesta ajungem la cea de-a doua judecată, judecata înaintea lui Irod. Judecata înaintea lui Irod. Îi se spune în felul următor. Irod, când a văzut pe Iisus, suntem în Luca 23, de la versetul 8, Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el, și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Ce macabru! Da? Ce sadic! Deci vine omul acesta, bătut, scuipat, condamnat deja de 4 ori, odată direct în noapte de iudei, a 4-a oară Pilat spune, eu nu vreau să am nimic de-a face cu el, nu-l văd vinovat, dar dacă voi vreți să continuați procesul, treaba voastră. Și pe Irod cel doare este că s-ar putea să vadă o minune. Nu-l interesează dreptatea, nu-l interesează nimic altceva decât s-ar putea să văd și eu o minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl păreau cu înfierbântare. Irod cu ostașii lui de pază se purtau cu el cu dispreț. Și după ce și-au bătut joc de el și l-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-au trimis înapoi la Pilat. Ce spune Irod? Băi, nu-mi răspunde nimică, nu-mi face nicio minune, nu mă distrează niciun fel, nu-mi slujește niciun fel și de ce să am eu problema asta, după aia eu să am probleme cu Cezarul, du-te înapoi, fai frumos, la Pilat. Asta este o problemă pentru Ierusalim. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai dinainte. Ce prietenie demonică! Prin ce context, prin ce conjunctură se împrietenesc acești oameni? Prin condamnarea pe nedrept a Fiului lui Dumnezeu. Relațiile lor se întăresc. Irod avea, cum ziceam, așteptări, vroia să vadă vreo minune. Hristos stă în tăcere completă înaintea lui. Hristos știe și el cum să apase pe butoane. Nu-i dă satisfacția deloc. Deloc. Nu face polemică, nu-și manifestă puterea, autoritatea, în niciun fel. De ce? Pentru că trebuia să ajungă înapoi la Pilat. Pentru că acolo trebuia să fie condamnat, pentru că acolo trebuia să moară. Da? Lucrurile acestea sunt rânduite. Irod îl îmbracă cu o haină strălucitoare, probabil în batjocoră, pentru că spunea că este împărat. Și imaginați-vă acum pe Hristos scuipat, bătut, însângerat, în haină de împărat. Și îl trimite înapoi la Pilat și vedem că planul lui Pilat de a scăpa de acest caz nu funcționează. Și se găsește din nou cu Domnul Iisus înaintea lui la judecată și ne aflăm acum la versetul 39 în Ioan, în capitolul 18 și până la versetul 16 în capitolul 19 la ultima judecată înaintea lui Pilat. Pilat din nou încearcă să scape de acest caz. Este disperat. Conflictul intern este foarte, foarte puternic și vrea să scape de acest caz. Versetul 39. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobod pe cineva de Paște, vreți să vă slobod pe împăratul iudeilor? Acum priviți un pic intuitiv așa în psihicul lui Pilat. Pe de o parte, el vrea să le libereze pe Hristos. L-a declarat nevinovat, a încercat să scape cumva de această povară. Pe de altă parte, există un resentiment sau există o colaborare în tot ceea ce înseamnă
judecata nedreaptă a lui Hristos. De ce? Priviți cum pune întrebarea. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobod pe cineva de Paște, vreți să vă slobod. Acum, dacă ai vrea ca să inciți la compasiune, ai spune pe omul acesta, pe Iisus din Nazaret, cum se adresează lor, celor care cer crucificarea, despre omul acesta. Exact cu sintagma care se incite. Și eu cred că o face aproape fără să-și dea seama. Să-l slobod pe împăratul iudeilor. Asta îi scoate din minți. Cum adică el nu e împăratul nostru, ar fi spus. Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar sau un rău făcător. Baraba era ceea ce Hristos era acuzat ca și fiind. Baraba era pe drept ceea ce Hristos era acuzat ca și fiind. Cineva zicea la un moment dat, citeam, că Baraba este singurul pentru care Hristos a stat în locul lui în mod fizic. Baraba se îndrepta spre cruce. Baraba era întemnițat și trebuia să fie crucificat. Și fizic, Hristos a făcut troc cu Baraba. Și încăpuia autorul în această carte că Baraba probabil era undeva la o distanță încuiat și nu știa despre ce se întâmplă. Și n-auzea, nu știa, dar la un moment dat, și închipuie, autorul este fictiv, dar mi se pare o imagine frumoasă, și închipuie că răscoala și strigătele și vociferarea poporului este așa de mare încât se aude până la celula lui Baraba și Baraba doar atâta aude. Răstigniți-l, răstigniți-l, răstigniți-l. Acum, logic, despre cine crede Baraba că se vorbește? Despre el, nu? El e tâlharul condamnat care așteaptă să moară. Și vine gardianul, când se termină toate procesele, și deschide celula și Baraba probabil că pune capul în pământ și gardianul spune, ești liber. Cum? Întreabă. Nu se poate! Știind că este vinovat, știind că este judecat. Și gardianul îi spune, Hristos va fi răstignit, iar tu ești liber. Asta este substituția. De asemenea, noi ne aflăm în exact aceeași postură. În neștiință, în întuneric, sub condamnare, Hristos este răstignit și noi suntem eliberați. Asta este esența vestei bune, esența Evangheliei. Cu toată încercarea lui Pilat, planul său nu este de succes, pentru că preoții au influențat poporul ca să-l ceară pe Barnaba. Evident, poporul era și el răuvoitor, dar preoții nu ajută situația, din contra o fac mai rea. Matei ne spune în Matei 27:20, preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Ce malpraxis spiritual! Ce malpraxis spiritual, statul păgân să spună n-are nicio vină, statul păgân să încerce diverse variante să le libereze și preoții să incite. Preoții, cei care reprezintă pe Dumnezeu, cei care trebuie să ghideze pe oameni după cuvântul lui Dumnezeu, să vină și să spună, alegeți-l pe Baraba, nu pe Hristos. Omorâți-l pe Hristos și eliberați-l pe Baraba. Ce malpraxis spiritual, când Pilat, până la un punct, are mai multă înțelepciune decât preoții poporului Israel. Pilat vede că nu mai are cum să convingă gloata care este foarte încinsă și se spală pe mâini de Hristos. Matei 27:24. Când am văzut Pilat că n-ajunge la nimic cu ei și că se face mai multă zarvă, a luat apă și s-a spălat și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat, de sângele neprihănitului acestuia este treaba voastră. Faceți ce vrei, ce vreți, dar sunt nevinovat. Ce ipocrizie! Ce lașitate! Să crezi că te poți dezvinovăți doar că te-ai spălat pe mâini și spui faceți ce vrei. El știa că ei nu pot face absolut nimic fără acordul lor.
El știa că ar fi putut să le libereze. El știa că ar fi putut să-l protejeze. A vedea o nedreptate, a fi în stare să o oprești și a nu face nimică este egal cu a comite-o. Nu te poți doar spăla pe mâini. Spui, măi, nu eu. Sunt tot felul de experimente din astea sociale care se fac, mult dintre ele se găsesc și pe YouTube, sunt foarte interesante, în care se înscenează tot felul de scene. De exemplu, se înscenează o femeie care o agresează cineva. Am văzut unul care a fost îngrozitor. O femeie gravidă, părea gravidă, era o actriță, și se înscena că iubitul ei o agresează și o bate într-un parc. Și se filma, se vedeau ce se întâmplă. Și aproape nimeni n-a intervenit. Bărbat după bărbat trecea și își întorcea privirea. Nu mă bag eu să iau eu pumn. Ești vinovat. Dacă vezi o faptă rea comisă, dacă ai posibilitatea să intervii și nu faci, ești vinovat. Cu atât mai mult, Pilat știa că este vinovat, că autoritatea finală era cu el. Totuși, chiar după ce se spală pe mâini de toate acestea, Pilat mai încearcă încă o dată, ca să le libereze pe Hristos. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și i-a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu unul de spin, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau, plecăciuni împăratul iudeilor, și dădeau palme. Pilat a ieșit afară și a zis iudeilor. Acum, întrebare. Dacă a zis că este nevinovat, dacă a zis că este neprihănit, dacă s-a dus și s-a spălat pe mâini de el, de ce ar mai fi făcut asta? Este foarte ușor ca să-l... Și trebuie să înțelegi că până la urmă este vinovat și a fost răuvoitor, dacă repede ca să-l suspectăm de rea voință și în acest incident. Eu nu cred. Eu cred că Pilat încearcă să stimuleze gloata spre milă prin bătaia care i-o dă Domnul Iisus. Cheamă soldații, îl iau, îl bat până... Bătaia despre care se vorbește acolo nu este așa, că i-au dat două palme. Un autor descrie aceste bătăi care se dădeau de gărzile romane și spune că erau așa de crunte încât când se lovea cu biciu, se despica până la os. Un istoric antic descrie una dintre asemenea bătăi și spunea că oamenii încă vii erau așa de afectați încât li se vedeau organele. Înțelegeți? Dar Pilat se gândește, dacă fac aceasta și apoi mă duc și îl prezint poporului, mai totuși sunt oameni. Omul este nevinovat. Când văd ce am făcut cu el, nu au cum să mai ceară altceva. Și exact asta face. Îl bate și apoi merge și îl scoate afară. Iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nici o vină în el. Altfel spus, după tot ce am interogat, după toate întrebările, după toate bătăile, nu poate fi vinovat de nimică, nu poate fi dovedit vinovat de nimică. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spin și haina de purpură. Și acum uitați-vă cum se adresează Pilat despre Domnul Iisus. Dacă înainte a spus, vreți să vă eliberez împăratul, acum spune, iată omul. Deja altă atitudine din partea lui Pilat. Iată omul. Altfel spus, bietul om. Uitați-vă la el, este om. Nu este poreclele care le-ați dat. Nu este acuzele false care le-ați spus asupra lui. Este un om nenorocit. Mie mi se pare că Pilat este presat în lăuntru său. Pilat este torturat de gândul acesta că în cele din urmă, dacă oamenii aceștia nu cedează, el va executa pe Hristos. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige. Răstigniți-l! Răstigniți-l! Reacția lui Pilat
față de persoana Domnului Iisus Hristos. Deci în cele din urmă, cum ziceam, este o reacție care îl condamnă. Și totuși este mai umană decât reacția iudeilor, decât reacția preoților. Pilat spune, priviți la omul acesta nenorocit, lăsați-l în pace. Și ei spun, răstigniți-l. Probabil că spera că li se va face milă poporului când îl vor vedea bătut, nenorocit și îl vor elibera. Când îl vor vedea, cum îl descrie Vechiul Testament, cum îl descrie Isaia, așa de urât încât nu puteai să-l privești. În loc de milă, se produce mai multă ură. Văzând că poporul doar se agită mai mult, Pilat se dezice total de această responsabilitate. Luați-l voi, spune Pilat, și răstigniți-l, căci eu nu găsesc nici o vină în el. Deși știa foarte bine că ei nu au cum să-l răstignească fără acordul lui. De-aia erau acolo. Urmează ultima tentativă a lui Pilat să-l elibereze. Iudeii răspund și spun, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Hristos îi răspunde, rețineți, bătut până la sânge, până la punctul de moarte. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dat de sus. E în control total. E în control total. E la pământ, înaintea lui Pilat, dar e în control total. De aceea cine m-a dat în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Acum sunt expliciți în acuzația lor. Dacă faci asta, nu spune despre tine că ești un trădător. Cariera ta politică va fi terminată. Și Pilat era un om care a făcut totul să dobândească cariera lui politică. De data aceasta, lui Pilat îi se face frică nu doar de răscoala oamenilor care a putea să pornească, dar vedem că se întâmplă altceva. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, adică ce au spus ei, i-a fost și mai mare frică. Acum, întrebarea e, care cuvinte? Pentru că cuvintele despre dacă nu le execuți, nu ești prietenul cezarului, vin la sfârșit. Uitați ce îl turbură pe Pilat într-un fel mai mare. El trebuie să moară, spun iudeii, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. De ce i s-a făcut frică lui Pilat? Oare ce se gândea el în acest moment? Uitați cum reacționează când el aude din partea lor că el s-a făcut Fiul lui Dumnezeu. A intrat iarăși în odaie de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Cum adică? De unde ești tu? Nu știa el că este din Galileea? Tocmai l-a trimis la Irod pentru că era din Galileea. Știa exact de unde este Iisus. Atunci de ce întrebarea? Posibil că Pilat începe să dea ceva crezare la lucrurile care se spuneau despre Hristos. Posibil că le interpreta prin filtrul său și spunea, posibil că omul acesta nu este ce zic oamenii aceștia. Dar poate este ceva demizeu. Am auzit despre minunile făcute, am auzit despre lucrările făcute. Cine știe ce fel de personaj este acesta? Cine știe ce putere are să fiu eu vinovat? Poate este copilul unui zeu păgân. În mitologia lor exista acest concept de zei care se împerecheau cu pământeni și ieșeau corcituri. Om, zeu, da? Cel mai cunoscut este Hercul. Și Pilat poate să lasă afectat de acest gând.
Sunt aceste două posibilități. Poate că începe să-și pună întrebarea dacă este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu sau dacă este mai mult decât un simplu om și este un fel de, de zeu. În orice caz, nu știm care variantă a intrat în mintea lui, dar știm că din acel moment Pilat căuta să-i dea drumul. Deși și până acum a căutat să-i dea drumul, în acel moment a intrat o frică specială în el. A realizat că ceea ce se întâmplă acolo este mai mult decât execuția unui disident, mai mult decât execuția unui revoluționar. Ceva se întâmplă de o amploare, de importanță care îi depășește pe toți. Iudeii ripostează. El din nou se arată doritor ca să le libereze pe Hristos. Iudeii nu se lasă clintiți în niciun fel. Iudeii ripostează făcând apel la o frică și mai mare a lui Pilat. Mai mare decât posibilitatea de a omorâ pe cineva cu proveniență divină. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau contraargumentul față de frica lui Pilat. Este o frică mai mare. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Ce aude Pilat? Tălmăcit. Și dacă ar fi Fiul lui Dumnezeu, trebuie să moară dacă este împotriva cezarului. Și în logica lui Pilat asta face sens. Pentru că mai important decât zeii, mai important decât Dumnezeu, mai important decât orice pentru Pilat, este cariera lui politică, este puterea care o deține. Asta era identitatea lui. Pilat a înțeles foarte bine miza. Dacă nu-l execută pe Iisus, va fi perceput ca și fiind împotriva cezarului. Și pentru Pilat aceasta este cea mai mare frică. Mai mare decât frica de a-L răstigni pe Hristos. Și mulți oameni operează așa. Frica de a pierde ceva, lumește vorbind, este mai mare decât frica iadului. Mulți oameni operează așa. Păi dacă mă pocăiesc, renunț la aia. Dacă vin la Hristos, nu mai pot face aia. Verdictul final, în concluzie. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit pardosit cu pietre. În evreiește, Gabata. Ce metaforă extraordinară. Omul, Pilat, împietrit pe scaunul de judecată pavat cu piatră. Era ziua pregătirii Paștelor. Cam pe la ceasul al șaselea, Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Observați din nou, și nu am să petrec mult timp că timpul s-a scurs, semnificația cronologiei timpului. Era ziua pregătirii Paștelor. Un detaliu important, da? Îi spune exact unde am ajuns în cronologie. De ce? Semnificația acestei zile a pregătirii Paștelor era importantă pentru că este în această zi și în această perioadă în care Hristos este trimis să fie răstignit, în care la templu se făcea tăierea mieilor. Mieii erau sacrificați și sângele lor era vărsat în pregătire pentru Paștele lor și Hristos este condamnat să fie sacrificat și sângele lui vărsat ca el să fie Paștele nostru. Priviți trădarea cosmică care se întâmplă. Iisus, împăratul, condamnat pe nedrept de ei și cele din urmă și de Imperiul Roman și de Pilat și poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, față în față cu împăratul lor,
afirmă că cezarul este singurul lor împărat. Poporul lui Dumnezeu care, chiar dacă trebuie întotdeauna și noi trebuie întotdeauna să fim supuși cezarului, în același timp trebuie să afirmăm că noi avem un împărat veșnic. Că împăratul nostru este Dumnezeu. În concluzie, îl vedem pe Hristos judecat și condamnat pe nedrept. Dar finalul istoriei nu este aceasta. Finalul istoriei nu este Hristos judecat și condamnat pe nedrept, ci Hristos judecătorul, care te va judeca și te va condamna pe tine pe drept. În fața căruia vei sta cu viața ta dezgolită, cu faptele tale descoperite și care te va judeca după dreptate. Vestea bună este că Hristos nu te judecă astăzi, ci astăzi te cheamă ca tu să judeci. Ca tu să privești la persoana ta și să judeci pentru cine este acest Hristos. Este El un răufăcător? Este El un nebun? Este El unul care incită? Sau este El cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? Este El cu adevărat singurul împărat veșnic? Este El cu adevărat Mântuitorul care stă în locul celor condamnați pe drept? Și dacă în ziua aceasta judeci după dreptate și proclami pe Domnul Iisus Hristos, Domn și Mântuitor, ai trecut de la judecată, ai trecut de la viață la moarte, pentru că El a fost judecat și condamnat în locul tuturor credincioșilor. Amin. Amin.